Bine v-am găsit. Da, mă simt bine, nerăbdător să încep să joc, pentru că de aceea am venit și sper să o fac într-un mod cât mai bun și cât mai plăcut. Ce te-a făcut să alegi Academica Clinceni? Sunt mai mulți factori, pe lângă că proiectul de aici, faptul că și în vară, înainte de a merge la voluntari, Poe, cu care am fost și coleg la Chiajna, m-a dorit, dar nu s-a putut la vremea aceea. A contat foarte mult și lucrul acesta. Faptul că foarte mulți foști colegi de-ai mei din perioada în care am activat la FCSB, am câștigat trofee și titluri, sunt aici. Faptul că este aici se află un grup destul de frumos, valoros, care a demonstrat lucrul acesta în acest tur de campionat și cele două etape din retur. Se află pe locul 5 și asta spune multe. Plus ambiția de a juca din nou în play-off, de a avea continuitate, pentru că am mai așteptat în vară gen o ofertă foarte bună de afară și nu a venit până în acel moment și am pierdut foarte mult timp. Iar acum n-am vrut să mai repet acea greșeală și să am continuitate. Un obiectiv personal în acest sezon? Personal pentru mine este să joc cât mai bine, să îmi pun calitățile în slujba echipei, să ajut echipa să obțină rezultate cât mai bune, pentru că în acest mod mă voi ajuta și pe mine. Un obiectiv al echipei impus în vestiar de către voi, jucători care ați jucat în Champions League? Îți dai seama, odată ce am fost obișnuiți să ne batem numai acolo sus, involuntar, din gena noastră, tresare acest orgoliu de a ne bate sus și să confirmăm valoarea pe care o avem și pe care am demonstrat-o. Te gândești și la echipa națională în urma unor evoluții bune la Clinceni și dacă echipa se clasează pe un loc superior, să zicem un play-off, atunci te gândești că ar putea veni o convocare de la echipa națională? Bineînțeles, am spus-o și o să o repet, atâta timp cât mă aflu în activitate și nu sunt retras, mă voi gândi la echipa națională. Cu atât mai mult dacă voi avea evoluții bune și echipa va fi sus, pentru că și echipa este un factor foarte important în acest lucru. Cu cât este mai sus și echipa merge mai bine, cu atât jucătorii au o cotă mai bună.